Din parc în boscheți, așa au fost marcate mai multe treceri de pietoni pe aleea parcului din municipiul Bacău. Din parc în boscheți, băcăuanii s-au trezit dis de dimineață cu cele mai ingenioase treceri de pietoni. Mai precis, pe aleea parcului stau mărturie mai multe treceri de pietoni imposibile, care sugerează că pietonii sunt invitați să treacă, dar nu au pe unde, fiind obturați de gardul viu. Trecerile de pietoni au fost trasate la intervenția biroului poliției rutiere. Dânșii au propus marcarea acestor treceri de pietoni pentru că traficul e acum foarte aglomerat în zonă, a declarat Florin Mateuță, directorul Direcției de Drumuri din cadrul Primăriei Bacău. Cât despre responsabilii cu alegerea locurilor de marcare a trecerilor de pietoni, aceștia par a fi necunoscuți. Cert este că trecerile de pietoni nu pot fi mutate niciun centimetru. Nu știu exact cine a stabilit unde vor fi trasate trecerile de pietoni, dar ele vor rămâne acolo. Vom interveni totuși să tundem boscheții ca să nu încurce pietonii, a conchis Florin Mateuță. Necesitatea trasării acestor treceri de pietoni e explicată de intensificarea traficului pe această stradă, odată cu efectuarea lucrărilor de construire a pasajului Oituz-Ștefan Gușe și devierea traficului pe aleea parcului.